constat un lucru care e chiar cu adevărat foarte grav. Pe loturile pe care se lucrează, sunt contracte, sunt procedurile de expropriere făcute, nu mai există nicio piedică administrativă, constatăm două situații. Una în care nu există mobilizare corespunzătoare cu partea antreprenorilor și alta, o serie de lucrări terminate sau aproape terminate sau în faze ridicate de execuție, este un lot care are 82% deja execuție și plătiți banii, la care apar foarte, foarte grave probleme de calitate a lucrării. Nu mai vorbesc și despre două loturi pe care Asociația Pro Infrastructura le tot filmează și zic ce bune sunt și care de asemenea se confruntă cu o serie de probleme destul de serioase privind calitatea lucrărilor. S-au făcut investigații privind calitatea lucrărilor. Imediat ce ne-am început mandatul, am cerut acest lucru companiei de drumuri, prin ce strin au făcut aceste evaluări, rezultatele nu sunt aproape de perfecțiune și chiar se îndepărtează destul de mult. De standardul practic asumat prin contract nu vor avea perfecțiune galactică, așa. Situații în care au început negocieri cu antreprenorii pentru extinderea termenelor de garanție, măcar atât la centură de siguranță să și ați și statul român, ne vom ajunge în situația că după 2 ani sau 4 ani că erau termenele de negocieri inițial, lucrările să-și arate vulnerabilitățile. Cu unul din antreprenori am reușit să ducem, pe baza argumentelor pe care compania le-a arătat și a ridicat garanția de la 4 ani la 10 ani, așa că fostul responsabil din punct de vedere al scrisorilor de garanție pentru o durată de 10 ani, ducem negocieri grele cu un alt antreprenor care, deși știe bine că sunt o serie de neconformități de execuție, a intervenit, a mai remediat unele lucruri care se văd, dar nu mai poate interveni asupra lucrurilor care nu se văd, dar există perspectiva evaluărilor tehnice care au fost făcute, ne apropiem de obținerea unui termen de garanție și acolo de 8 ani, astfel încât cele două lucruri de servișor, dar se lucrurile mai nou acum, antreprenorul care și-a asumat termenul de 10 ani și care zice că e pregătit și din punctul de vedere al companiei, de asemenea zice că se poate face deschiderea circulației pe acel loc, dat fiind că eu mi-am asumat public, așa, în fine, mediatic, în cursul lunii mai și n-am zis-o degeaba, pentru că știam ce negocieri urmează să avem din perspectiva asumării unor responsabilități mai mari din partea antreprenorilor. Acum spune că, a, dar ei nu vor să predea că au termen 21 iulie. Deci am zis, bine, o să vă scriem că suntem gata să preluăm și o să punem scrisoarea voastră de refuz pe site. Ce să vă mai am eu, că suntem așa de terapia. Deci, sunt aceste probleme. Pe de altă parte, fac efortul pe unul din loturile cu 82% grad de execuție, lucrări care deja se prăbușesc în urmă și ne-am fost și cu experți tehnici și cu inspectoratul de siguranță și construcții și cu prefectul și cu Consiliul Județean și cu Inseriul și cu Poliția Rutieră și multe mi-au arătat 90 de oameni și pe 30 de camioane care lucrau la o investiție de 100 milioane de euro încasați și încă 40 milioane de euro care ar trebui să-i cheltuie până la sfârșitul acestui an când ar trebui să livreze acest lot și de bine ce am ieșit de pe lotul respectiv și am trecut pe următorul, mi-au spus unii din urmă că deja vreo 40 de ani au plecat în șantier. Ei, săptămâna viitoare mă duc și cu ambasadorul Spaniei, care veni și ambasadorul Spaniei să-mi spună ce pune compania aceea, de cea mai mare din țara lui, și că n-ar fi cazul să reziliem, dar dacă se va impune, voi rezilia, voi rezilia. Nu reziliez eu, dar voi susține direcția pe care și-o va asuma compania de drumuri, să rezilia această lucrare din motive atât tehnice, cât și de neasumare, de nerespectare a mobilizarea pe șantier. Dar noi, așa, am ieșit
aglomerare ar trebui anul ăsta, anul ăsta, cu vreo 2000 de oameni, să facem între vreo 600 de milioane de euro, cât sunt programate pentru a fi cheltuite în exercițiul acesta final, în anul acesta, pe șantierele care le avem. Dar poate să creadă cu 2000 de oameni și vreo 1800 de utilaje, vom putea face lucrări de 600 de milioane de euro, îl rog să vină.